Am venit în această seară la biserică pentru a urca împreună pe muntele unde Domnul ne poartă de grijă. M-am născut în județul Bistrița, la poalele munților Rodnei, în localitatea Leșu, într-o familie de creștini. Tata a fost păstorul bisericii pentecostale din localitate, Magerușan Nicolae. Prima fetiță m-a dat Dumnezeu în familie. S-au bucurat de venirea mea pe pământ, s-au bucurat de mine și m-au crescut cum au știut ei mai bine. După cum creșteam, mă învăța cântări, mă învățau rugăciuni și m-au dus tot timpul la casa lui Dumnezeu. Am prins drag de Domnul Iisus de mică. Casa noastră de biserică era departe de 8 kilometri. Mă duceau în fiecare duminică, mă așezau pe bancă lângă ei. După ce am... Da, atunci vedeam, eram cu vedere, eram sănătoasă și mă țineau lângă ei pe bancă. După ce am crescut, mă puneau ca să cânt, să mă rog în biserică și asta a fost bucuria mea de mică. Pentru că eu m-am născut o fetiță sănătoasă, mă scuzați că am uitat să vă spun, m-am născut o fetiță cu vedere, o fetiță plină de cântec, joc și voie bună. Eram o fetiță atât de îndrăgită și de părinți și de vecini și de frații de la biserică. Îmi plăcea foarte mult ca să mă joc vara cu toate jocurile care se puteau juca copiii. Mă duceam pe câmp, îmi culegeam așa multe flori după ce am mai crescut, mă duceam pe munte, culegeam smeură, culegeam mure. Veneam cu gălețile la mama pentru că mi-era așa de drag. Erau și frățiorii mei care au început și ei să vină pe lume și să crească. Și eram plină de bucurie. Iarna, îmi plăcea să mă joc cu jocurile de iarnă. Tata ne făcea săniuță, ne făcea schiuri, patine. Și mă duceam până la școală, aveam 4 km cu mânuța înghețată, dar îmi duceam săniuța până la școală. Pentru m-a dat cu săniuța 10 minute. Nu conta că mi-era mânuța înghețată, ziceam, trebuie să mă joc. Mi-era atât eram de bucuroasă și de voioasă. Îmi plăcea să învăț, la școală am învățat foarte bine. Asta o spun pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Chiar dacă stăteam departe, chiar dacă aveam de mers mult, îmi făceam timp ca să nu mă duc nepregătită la școală. Eram iubită de profesori, de copii, îi chemam și pe ei la biserică, de multe ori veneam cu colegii la biserică și se bucura tata. Până când, la 14 ani, viața mea s-a schimbat. Am rămas nevăzătoare. Îmi aduc aminte o imagine care pentru mine va rămâne toată viața. Stăteam pe un scaun, căsuța noastră era așezată lângă pădure. Era o pădure, apoi era o grădină cu pomi și apoi era căsuța noastră, iar eu stăteam pe un scaun lângă căsuța din lemn și nu mai puteam să văd. Aceea pentru mine, acea zi va rămâne până voi pleca de pe pământ, o zi care nu se va putea șterge din viața mea niciodată. Lângă mine au venit părinții, au încercat să mă mângâie. Au venit frățiorii mei, au venit colegii, au venit vecinii. N-aveau ce să-mi facă și să mă liniștească din plâns. Îmi aduceam aminte cum fugeam, cum mă jucam și apoi încercam să mă îndrept privirile spre munte pe care nu mai puteam să-l văd. Îmi aduceam aminte cum am bătătorit cărările, cum fugeam cu gălețele de smeură, cum fugeam iarna, cum fugeam vara și acum mă îndreptam privirile și nu mai puteam vedea și am început foarte tare să plâng. Mama a început să mă mângâie, cum a știut ea cu mâinile ei de mamă. A început să mă ia în braț, eram așa firavă, slăbuță și a zis, nu te necăji, scumpa mami, pentru că Dumnezeu a hotărât așa. N-a putut mama să mă liniștească. A mers într-o seară, la o seară de stăruință, m-a dus mama, a zis, hai să mergem acolo. Acolo Dumnezeu te va mângâia cum a știe El. M-a avut un științar din partea lui Dumnezeu, suflete tânără lipsită de vedere, nu spune de ce te-am lăsat așa, că eu te-am lăsat ca să măresc numele pe pământ.
Își punea și mama întrebări, îmi puneam și eu întrebări, Doamne, ce vrei să faci în viața mea? Cum vrei să fii slăvit? Au mai trecut 3 săptămâni și mama m-a dus din nou la altă stăruință. Când am intrat în casa de rugăciune, am avut o lucrare, suflete tânără lipsită de vedere, dacă vei crede, în seara aceasta am să te îmbrac cu haină albă. Și dacă nu, vei plânge multă vreme. Mama mi-a spus, Domnul vrea să te boteze cu Duhul Sfânt. Și atunci am spus, Doamne, cred că poți în seara aceasta să mă îmbraci cu Duhul Sfânt. Atunci Dumnezeu m-a îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt, am primit cântare și vorbire în altă limbă. Vă mărturisesc sincer că atunci Dumnezeu mi-a dublat, mi-a triplat puterea și am început să accept mai bine că și Dumnezeu vrea să lucreze prin mine așa. Lacrimile erau, dar le suportam mai ușor, pentru că știam că Dumnezeu este în control. Și ziceam, Doamne, ce vrei să faci cu viața mea? Mai treceam zile și nopți. Dumnezeu m-a înștiințat din nou, dacă vei sta lângă mine, te voi binecuvânta și îți voi purta de grijă. Eu nu vedeam cum Dumnezeu va lucra, eram la poalele munților, era noroi, era greu acolo. Mama mi-am spunea, acum chiar dacă ai rămas fără vedere, trebuie să te obișnuiești să lucrezi tot lucru care lucrai și când vedeai. Eu stăteam și mă gândeam și ziceam că n-am să pot. Mama le-a spus frățiorilor mei în casă, nu se vorbește că anișoara nu vede, ea trebuie să facă totul. Stăteam și mă gândeam ce voi face, m-a pus la tot lucru câmpului, mă lua cu ei și spunea, vezi ce bine lucrezi, vezi ce bine faci. Mă punea să fac focul, mă punea să fac pâine, mâncare, nu aveam curent acasă, aprindeam lampa cu petrol, aprindeam focul cu lemne și cu paie și cum era acolo la țară, dar Dumnezeu mi-a binecuvântat mâinile. Apoi mama mi-a zis așa, acum te-ai obișnuit mai bine, am să-ți dau să speli și să îngrijești frățiorii tăi. Mă gândeam ce am să fac, îi lăsam văniță și pleca afară. Mă lăsa și ziceam, mamă, dar eu n-am să pot. Zice, dacă cumva Dumnezeu va face să te căsătorești și să-ți dea copii, tu trebuie să te obișnuiești. Mi-l puneam văniță și îi pipăiam și îi spălam și îi înfășam așa cum puteam eu, iar mama de la geam mă privea, mi-a spus mai târziu că mă urmărea, așa cu privirea. Și stăteam cu ei în brață și mă gândeam, cum vrei, Doamne, să faci lucrarea ta și să fii tu slăvit prin mine? Mă rugam odată lângă un pat, în genunchi, și a apărut un înger cu un dosar în mână și a spus, toate rugăciunile tale sunt ascultate. Mă gândeam, Doamne, eu vreau să plec de aici, dintre munți. Aș vrea să fac o școală, aș vrea să fie și pentru mine cumva. Dumnezeu m-a ajutat și am făcut o școală după 7 ani. 7 ani am stat în rugăciune, am stat în lacrimi, am stat și am așteptat puterea lui Dumnezeu să se vadă în viața mea. M-am dus și am făcut o școală sanitară la Arad. Acolo nu m-au ocolit necazurile. Eu, cum eram premiantă la școală, când vedeam, nu-mi făceam probleme. Și mi s-a spus că literele sunt ieșite în relief, nu-mi făceam probleme când eram acasă. Când am ajuns, mi s-a arătat scrierea Braille. Pentru cei care știți, scrierea Braille este formată din 6 puncte și punctele arată fiecare literele prin poziția lor. Și am zis, n-am să pot să învăț. Am trimis scrisoare la mama și la tata și am spus să vină după mine. Tata a spus, nu, las-o, că Dumnezeu va ajuta și a putea să învețe. Am început și am învățat scrierea Braille. Am învățat-o cum am putut eu mai bine, dar să predau în fiecare zi și mă rugam de fete ca să-mi citească și mie lecțiile. Îmi citeau lecțiile și când au văzut că eu înregistrez și învăț foarte repede, au spus, nu vom mai citi. Eu am început să stau în poș și să rugăciune și am zis, mâncarea mea care ar trebui să o mănânc, vă dau vouă, dar citiți-mi lecțiile că vreau ca să învăț cum pot mai bine. Dumnezeu mi-a dat o putere și am învățat scrierea Braille și când s-au dat tezele în noiembrie, eu știam să scriu și toate tezele le-am dat scrierea Braille și am luat la tate 10. Când s-a sfârșit anul școlar, am terminat cu premiul întâi. Toată cancelarea a spus, prin această fetiță lucrează Dumnezeu. Și vedeam atunci cum Dumnezeu vrea să-și mărească numele. Am terminat școala sanitară,
La Arad m-am angajat în stațiunea St. George Bay. Acolo eram fericită că aveam un loc de muncă. Puteam să fac masaje, eram fericită. Am primit un apartament frumos, l-am mobilat, îmi plăcea foarte mult munca, mi-a fost dragă și mi-e dragă și în ziua de azi. L-am mobilat, am avut vase, am avut tot ce mi-a trebuit, aveam bani. Și mă gândeam, pentru mine ar fi bine ca să mă căsătoresc. Am început să mă rog și am spus, Doamne, chiar dacă nu văd, chiar dacă m-ai lăsat așa, eu îmi doresc un soț. Dumnezeu m-a înștiințat printr-un vis că îmi va da un soț. El a știut atunci când nu eram căsătorită ce va fi în viața mea. Am visat într-o noapte că a venit soțul și mi-a dat două verighete, una și-a pus-o lui și una mie. Avea și un pumn de aur și am zis, acesta am să-l cumpăr, chiar dacă îl voi plăti foarte scump. Nu știam atunci care va fi plata care voi plăti-o eu. După un timp, în stațiunea St. George Bay, au venit două fete care erau din turnul Severin și mie mi-era drag de ele, mă conduceau acasă și mi-au spus, Înișoară, dacă vrea să te căsătorești, am spus, da, dacă Dumnezeu îmi pregătește un om, să fie un om sfânt, un om binecuvântat de Dumnezeu. Ele cunoșteau pe soțul, el se numea Dinea Emil, slujea în biserica din Betania și mergea a patra duminică să predice la turnul Severin. Când ele mi-au spus, eu le-am dat o poză și au ales-o ele pentru că eu nu puteam să văd și adresa. După terminarea predicii și terminarea bisericii, s-au dus fetele și au spus, frate Emile, noi am întâlnit la St. George Bay o soră nevăzătoare, o soră credincioasă, ar fi bine să o cunoașteți. Și el a zis, dacă aveți adresă sau ceva, el avea adresa și poza și le-a dat-o. Când a întins plicul, Dumnezeu i-a vorbit, asta va fi viitoarea ta soție. El nu m-a văzut, n-a deschis plicul să vadă poza, nu m-a cunoscut, dar a auzit vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan special cu noi. A plecat la Timișoara și m-a sunat. A spus, după toate probabilitățile, sunt Emil de la Timișoara, după toate probabilitățile, viitorul tău soț. Eu am rămas cutremurată și nu știam acum, eram așa și speriată și bucuroasă în tot felul. El a venit, după asta era prin iulie, la 23 august, a venit împreună cu părinții, m-a cunoscut. Și a hotărât prin puterea lui Dumnezeu și prin lucrarea lui, am venit la Timișoara, am înaintat actele și în 18 septembrie în 84 ne-am căsătorit la biserica din Betania. Poate aici dintre surori, poate cineva a fost chiar la nunta noastră. Nunta a fost într-o zi de marți. Noi am hotărât ca să fie o zi de post, era ziua de post a bisericii și am hotărât să facem nunta într-o zi de post. Într-o zi când biserica l-aștepta pe Dumnezeu, l-aștepta să lucreze. La ora 10 ne-am cununat, în 18 septembrie, la starea civilă, iar la ora 6 a avut loc cununia religioasă. Acolo ne așteptau frați mulți, era lucrarea lui Dumnezeu. A fost o mireasă frumoasă, nu mă puteam vedea. Dar împipăiam rochița, voalul și am intrat așa de mulțumită în biserică cu soțul lângă mine. Eram plină de bucurie la nunta noastră, predica fratele Sâni, fratele Bobega și fratele Cornel Hudulin. A fost o lucrare pentru gloria lui Dumnezeu. Când s-a anunțat în biserică, în fața noastră este o mireasă care nu vă vede. O mireasă care nu-și vede soțul și nu vede corul, nu vede lucrătorii, dar îl vede pe Dumnezeu. S-a simțit puterea lui Dumnezeu în biserica din Betania, s-a simțit cercetare de atunci, de când eram mireasă. S-a terminat cununia și am mers la masă, l-am simțit și acolo pe Dumnezeu. Am plecat acasă împreună cu soțul. Și am început o viață de rugăciune. Eram atât de fericită că aveam un soț. Eram așa de bucuroasă și ziceam, Doamne, Tu ai lucrat așa de minunat și mi-ai ascultat rugăciunea. Împreună cu soțul am spus, Doamne, noi ne-am dorit copii. Am început să îngenunchem și să ne rugăm și să zicem, Doamne, Tu ai putere, chiar dacă suntem o familie. Eu nu aveam vedere, soțul a avut un accident de tren și nu avea picioare. Noi suntem o familie specială în ochii Tăi. Dar ne dorim copii că vrem să fii slăvit așa cum ne-ai promis. Ne-am rugat un timp
Și Dumnezeu așa a făcut lucrarea pentru gloria Lui. În anul 1985, Dumnezeu mi-a dat-o pe Lavinia. A fost un cadou minunat pentru mine, a fost un cadou ceresc. Când a intrat în sala, în salon cu fetița în brațe, a plâns toate mamele din salon, am plâns și eu, mi-a dat în brațe, n-am putut să o văd, dar îl slăveam pe Dumnezeu că am cerut-o de la Dumnezeu. A intrat soțul mai târziu și a spus, glorie ție, mami, tu n-o poți vedea, este frumoasă, dar o văd eu. Mi-a dat în brațe, îi pripăiam ochișori, năsuc, cu mânuțele. Și îl slăveam pe Dumnezeu, pentru că știam că sunt în controlul Lui. În 87 Dumnezeu mi-a dat-o pe Cristiana, tot prin rugăciune. Am zis, Doamne, sunt așa de fericită, sunt așa de bucuroasă. De la fetița care stăteam pe scaunul din lemn cu mânuțele tremurând și nu știam ce va lucra Dumnezeu, acum aveam soț, aveam două fete, aveam mașină. Și eram așa de fericită și lucrarea lui Dumnezeu era așa de puternică în casa noastră. Veneau mulți frați, multe surori să vadă cum o mamă nevăzătoare cu doi copii. Eram plină de bucurie. La Lavinia am spus, chiar dacă avea un an și 9 luni, tu trebuie să ai grijă de surioara ta, că mama nu te vede nici pe tine, nici pe ea. Mă lua de mână și mă ducea să pipăi căruțul. Mă ducea să o pipăi pe ea și eram cu două fete și cu soțul lângă mine, dar simțeam prezența lui Dumnezeu. În casa noastră a fost un colț de rai. Nu știu câte colțuri de rai sunt pe pământ, dar casa noastră a fost un colț de rai și o binecuvântare, pentru că El ne-a purtat de grijă. Mă știința din nou, dacă vei sta lângă mine, te voi binecuvânta și îți voi purta de grijă. Împreună cu soțul le-am crescut. Soțul le ținea pe brațe, le țineam și eu. Sincer vă spun, de multe ori plângeam, de multe ori așteptam ca ele să simtă că eu nu văd, dar erau micuțe și nu puteau pricepe pe cum au început să crească. Am început să le spun, a început soțul să le spună, vezi că mama nu vă vede. Ele pricepeau cum puteau ele să priceapă după ce au început să mai crească puțin. Veneau în fața mea și mă întreba, mami, dar tu chiar nu ne poți vedea? Să știi că noi suntem frumoase, noi suntem aici lângă tine. Și ele stăteau tot timpul lângă mine, erau așa de apropiate de mine, încât n-am cum să vă spun. Apoi le-am spus, mami, vezi că noi trebuie să mergem pe stradă, tu voi trebuie să aveți grijă de mama. Să-i spuneți când este pordură, când este o piatră. Apoi le-a luat tata, soțul lângă ele și a spus, dragile lui tata, așa cum tata se poartă cu mama, voi trebuie să o îngrijiți, pentru că mama nu vede să meargă, mama nu vă vede pe voi, voi trebuie să o duceți. Și vreau să vă spun, eu aduc aminte de imagini că era de multe ori, trebuia să trecem așa prin ceva care era mai îngust, ele mergeau înaintea mea și nu știau să spună, haide mamă pe urmele noastre, ziceau, vino mamă pe călcâiul nostru. Erau așa de scumpe și întrebările care mi le puneau erau multe, dar una din întrebări ziceam, mami, dar uită-te la alte mame care își duc copiii de mână, noi te ducem noi, dar să mergi liniștită, că nu te vei lovi, că ești cu mânuțele noastre bine strânse. Să știți că a fost o mărturie în tot orașul, a fost o mărturie în biserică și a fost alături de mine ca doi îngerași. N-au fost pamperse pe vremea aceea, le purtam cu scutece și cu hăinuță și am spus, Doamne, dacă tot vrei să fim o mărturie, vreau să fim îmbrăcate atât de curat, ferbeam în fiecare zi haine și când trebuia și când nu trebuia. Pentru că de la circă tot timpul veneau controale și când veneau controale erau trimise la noi, pentru că totdeauna erau premianți, pentru că știau că acolo este lucrarea lui Dumnezeu, pentru că simțeam puterea lui Dumnezeu. Niciodată nu m-a lăsat. Nu le-am purtat cu hainele murdare, nu le-am purtat flămânde. Le-am îngrijit cum am putut eu mai bine. După ce au început să crească, am fost mult cu soțul în misiune. Eu nu pot să cânt, dar soțul cânta așa cum cântă ele și răsuna mașina de cântări, de bucurii. Eram așa de fericiți și îl slăveam pe Dumnezeu și spuneam,
pentru mine s-au terminat încercările, s-au terminat suspinele, s-au terminat problemele. Acum mi-este și mie mai ușor. Când într-o dimineață soțul a venit la mine și mi-a spus: mami, să știi că Dumnezeu m-a înștiințat că mă duce în cer. Atunci am zis: Doamne, dar nu vei face lucrul acesta și nu mă vei lăsa singură. A mai trecut câtva timp și a venit din nou și m-a înștiințat: să știi că Dumnezeu mi-a vorbit că mă duce acasă. Stăteam și mă gândeam, ziceam: Doamne, dacă mi-ai dat un soț. De multe ori îl întrebau, înainte de a se căsători, de ce vrei să o iei dacă nu vede? Și el spunea: vreau să o fac fericită. Și într-adevăr am fost fericită. Și fericirea nu s-a terminat, chiar dacă au fost suspine și lacrimi. Într-o dimineață, când a fost iar înștiințat de Dumnezeu, a venit și a chemat fetele la el și a spus: dragile lui tata, până acum am vorbit cu mama, dar acum trebuie să vă spun vouă, Dumnezeu mi-a vorbit că mă duce acasă. A luat pe genunchi, un genunchi pe Lavinia și pe unul pe Cristiana. Lavinia avea 8 ani și Cristiana avea 6. L-au îmbrățișat și a spus: tati, noi te iubim, dar Dumnezeu te duce acasă. A spus: da, mă duce acasă. Și lucrarea care am avut-o eu de făcut ca tată, am sfârșit-o. Acum voi veți rămâne să duceți mărturia mai departe. De ce vrem să-L mărturisim pe Dumnezeu? Pentru că El este vrednic de toată lucrarea care a făcut-o. A spus: eu mă duc în cer, voi să ascultați pe Dumnezeu și să ascultați pe mama. Și ne-a spus așa, că de mâine, cum era atunci, n-am să vă mai duc la servici și nici la grădiniță, că trebuie să vă obișnuiți fără mine. M-am așezat lângă el și am spus: Doamne, dar pentru mine este greu și n-aș vrea să faci lucrul acesta. Du-te, i-am spus lui, și roagă-te să ne ia pe toate. S-a dus și s-a rugat și a venit din nou și a spus: Dumnezeu mă duce pe mine. Rămâneți, dar duceți mărturia mai departe și arătați ce Dumnezeu a făcut pentru voi, ce Dumnezeu a făcut pentru mine, ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Și de aceea am venit în seara aceasta să vă spun că Dumnezeu este bun, chiar dacă ne trece prin suferințe. Ne-am trezit de dimineață, soțul și-a ținut promisiunea, ne-a condus până la poartă. Și a zis: vă urmăresc cu privirea, că trebuie să vă obișnuiți. S-a uitat fetele în urmă și a zis: mami, tati plânge în poartă, mașina este în curte și tati în poartă și noi trebuie să mergem, pentru că așa ne-a zis tata, trebuie să-l ascultăm. Acum, a zis Lavinia, am să te duc pe tine la servici, am să duc pe Cristiana la grădiniță și apoi am să mă duc eu la școală. Și așa cum făcea tata, venea și te lua pe tine și apoi ne lua pe noi. Am să te iau pe tine și apoi o să iau pe Cristiana și am să mergem la tata să-i spunem că ne-am descurcat așa cum am putut noi. Când am ajuns în casă, soțul plângea și spunea: trebuie să vă obișnuiți. A mai trecut puțin timp și Dumnezeu l-a înștiințat din nou că-l duce acasă și că mai are numai o săptămână. Atunci m-am înfiorat foarte tare și am spus: Doamne, dar chiar vrei să faci lucrarea? A luat un geamantan mare, l-a pus în fața dulapului, a luat toate hainele ca să le dea el cu mâna lui. Eu am zis: lasă că am să le dau eu. Apoi m-a luat de mână și mi-a arătat prin casă toate lucrurile și a spus: mi-a spălat hainele la mașină și a spus: sunt pentru ultima dată care ți le spăl. De aici încolo, cum Dumnezeu te va ajuta, așa te vei descurca. Și mi-a mai spus: să știi că eu am o dorință, vreau să fiu mormântat la poalele munților, rătezat acolo lângă Hațeg, într-o comună. Vreau să iau mașina și fetele și să mă duc acolo. Pe drum, dar până la plecare, până când să plece, a zis anișoara: eu am pregătit fetele în mașină, am pregătit hăinuțele, dar vinul m-a luat de mână și m-a dus în cameră unde el avea o cameră de rugăciune. Vreau să mă întreb dacă aveți o cameră de rugăciune. Noi aveam o cameră unde Dumnezeu era prezent acolo. Soțul ținea foarte mult fetele lângă el pe genunchi.
El acolo primea predicile prin Duhul Sfânt. Acolo le-a învățat să se roage, acolo le-a învățat să cânte, acolo le-a învățat să ridice mâinile spre cer. M-a dus acolo în cameră și a spus: mame, aici este camera de rugăciune. Acum trebuie să plec din casă și ar trebui să mă rog, dar durerea este așa de mare și nu pot să mă rog, roagă-te tu. M-am rugat, nu știu cuvintele care m-am rugat, dar am zis: uite de Doamne că și ne despărțim. M-a strâns în brață și a avut 5.000 de lei, mi-a dat și a zis: de aici încolo nu cumva vreodată să cereți la oameni, veniți în camera asta și cereți că Dumnezeu are, vă las în grija Lui. Asta a fost ultimele cuvinte, l-am condus până la mașină. Pe drum s-a oprit la frații păstori, le spunea că el pleacă acasă, că el pleacă în cer, că îi întâlnește pentru ultima dată. S-a întâlnit cu fratele Mihai Sârbu, cu fratele Cornel Ardeleanu, cu frați de la fratele Dănuț Vrencilă, mulți frați înspre Hațe. El nu ne-a lăsat în grija oamenilor, ne-a lăsat în grija lui Dumnezeu. Ne-a lăsat în grija și în puterea lui a ajuns la cumnata și i-a spus că să nu fie tristă că a ajuns cu mașina, să-i pregătească totul, că el în câteva zile pleacă în cer. Toată lumea rămânea zdruncinată de felul cum Dumnezeu îl înștiința. El a spus, cumnata sora lui i-a spus: dar bine, ai de făcut o lucrare. El a spus: lucrarea în sfârșit-o. Pe anișoara Dumnezeu în van vrednici să-și ducă crucea cu putere, să crească fetele. S-a fost sâmbăta, după ce în câteva zile marți s-a făcut rău, ei l-au internat în spital în Petrușani, deși el nu era pentru spital, dar știți cum e omul. A venit cu miercuri cu mașina după mine, pe când eu am ajuns la el, era plecat în veșnicii. Vă puteți închipui că am intrat în salon și nu-i mai era. Era doar puțin cald așa și murise de 2 ore, la spate numai puțin. Medicul mi-a spus să nu plâng, că nu vrea să-l mai rețin acolo în spital. Am pus în mașina la fratele Ciocan și am ajuns la fete. Nu vă puteți închipui cum a fost inima mea. Fetele mă așteptau, vine tati, vine mami și trebuia să le spun că tati într-adevăr a plecat în cer. În cele 2 seri de priveg stăteau lângă mine. Erau liniștite că tata era în casă, chiar dacă era sicriu. Dar în ziua mormântării, când a trebuit să plece din casă, sicriu, să plece și de pe pământ, au venit lângă mine și au spus: mame, acum ce facem? Eu prin puterea lui Dumnezeu le-am întărit. Dumnezeu ne-a promis că ne poartă de grijă. După mormântare am plecat la Buziaș. Am deschis casa goală, rece, pustie. M-au luat cu mânuțele lor și a zis: mama, aici ne rugăm cu tati, hai să ne rugăm cu tine. Am ridicat toate mâinile. Dacă v-aș putea duce acolo să le fi văzut cu mânuțele spre cer. Și a spus: mami, ridică-ți mâinile că le ridicăm și noi, că Dumnezeu aici a fost când ne-a ascultat și ne ascultă și acum. Dumnezeu ne ia pe brațele Lui și ne va purta de grijă. Au mai trecut câteva zile și au venit la mine și au zis: mami, hai să ne rugăm din nou. Prin mânuțele lor mici, prin genunchii plecați, au zis: mami, hai să începem o viață nouă. S-au pus și s-au rugat și a spus: Doamne Iisuse, îți mulțumim că mama nu ne poate vedea, îți mulțumim că l-ai dus pe tate acasă, dar îți mulțumim că te avem pe tine ca tată, îți mulțumim că te avem pe tine ca scut. M-au luat de mână și au zis: mami, de astăzi punem 4 scaune la masă. Scaunul pe care stătea tati, oțum stă Domnul Iisus și în casa noastră este prezent El. A fost lucrarea lui Dumnezeu și puterea lui în casa noastră și în viața noastră. Au fost o mărturie în școală, au fost primele la școală că Dumnezeu a lucrat. Nu le-am putut vedea caietele, mânuțele, nu le-am putut vedea niciodată, dar le-a văzut Dumnezeu și le-a sprijinit întotdeauna. Am rămas la poalele unui munte, nu știam cât este de greu, nu știam cărările cât sunt de grele, dar puterea lui Dumnezeu ne-a ajutat și suntem aproape în vârful muntelui. Cărarea noastră a fost purtare de grijă a Domnului Iisus, iar lumina noastră a fost cuvintele Domnului Iisus. Vreau să vă spun, mame,
Pentru că vă vedeți copiii când îi țineți în brațe, pentru că le vedeți toate gesturile, dați-i slavă lui Dumnezeu și slăviți-L că puteți să-i vedeți mulând în picioare, mergând. Pentru mine Dumnezeu mi-a crescut vederea interioară ca să le înțeleg. Să știți că nu sunt supărată că nu văd acum. Am fost, dar știu că Dumnezeu mi-a dat un cadou pentru că nu văd. Mi-a dat o putere ca să înțeleg că prin viața mea vreau să-L slăvesc pe El. Acum suntem la poarta cerului și știu că cerul e deschis în această seară. Domnul Iisus să vă învrednicească, mame, pentru a putea duce copiii spre cer, pentru a putea ajunge acasă. Și dacă Domnul vine noaptea aceasta cu familiile întregi, cu copiii și cu soții, să ajungem toți acasă. Aici nu vă pot vedea, dar vreau să vă văd în cer. Domnul să vă întrească, să vă umple de putere și lacrimile și suferințele să vă apropie de cer, pentru că pe mine suferința m-a apropiat de Domnul Iisus, m-a dus mai aproape de cer și nu m-a îndepărtat și îl slăvesc pe El și îi mulțumesc că nu văd. Și că am două fete lângă mine ca doi îngeri, pentru că au crescut sub privirile Lui, nu sub privirile mele. Două fete orfane de tată pământesc, dar n-au fost orfane de tată ceresc. Glorie și slavă să fie adusă Domnului Iisus pentru tot ce a lucrat în viața noastră. Noi vrem să fim smeriți, aleri înălțat și binecuvântat și să știți că minunile nu s-au sfârșit. Poate peste vreo 2 sau 3 ani vreau să vin la poarta cerului și să spun cum a mai lucrat Dumnezeu în viața noastră, ce a mai făcut. Știu că nu mă coboară în țărâna pământului, numai aici are minuni de făcut, că este mare. Glorie Lui. Amin. Amin. Ha ha.